Salutare dragi viitori de mașini, bine ați venit pe Vrum Vrum Vlog. Astăzi o să vă fac o scurtă retrospectivă a evenimentului la care am participat săptămâna ce tocmai s-a încheiat. Mai exact vorbim despre a doua etapă a campionatului național de viteză în coastă, desfășurat la Cheile Grădiștei în acest sfârșit de săptămână. A fost o etapă foarte spectaculoasă. A fost un pic de anticipat oarecum, că se vor întâmpla multe ieșiri în decor. Noi, alături de Kaufland Rally Team, am participat cu cele două mașini electrice. Eu am fost în deschidere cu e-Golf-ul nostru și Sorin a participat cu Golf-ul cu motor de Tesla. Partea tare este că, surprinzător, cel puțin eu am rămas surprins de timpii pe care Sorin i-a obținut, prin simplu fapt că ușor începe să găsească un setup prin intermediul căreia să poată să pună probleme la clasamentul la care el participă. O să mă focusez în principal pe ziua de duminică, ziua de duminică fiind rezervată în principal competiției în sine. A avut 4 urcări, din care 2 de recunoaștere și 2 de concurs. Duminică de dimineață a fost o vreme bună, nu ne-a surprins. Marea majoritate a prognozelor spuneau că urmează o zi nu tocmai prietenoasă. Am fost surprinși de faptul că am avut o vreme excelentă pentru, atât pentru spectatori, cât și pentru cei ce au participat. Una dintre cele mai nefericite, să-i spunem noi, ieșiri din decor de la competiția asta a avut în prim plan pe Radu Ortelecan. Nea Radu fiind pentru prima dată după ce a reconstruit mașina la startul unei etape, a sărit în partea de jos a traseului, exact unde ai viteza cea mai mare. Dar partea tare este că astăzi am vorbit cu el și mașina e aproape gata pentru următoarea etapă, ceea ce ne bucură foarte tare, chiar dacă a avut o ieșire spectaculoasă în decor. Da, hai să vă pun câteva imagini să vedeți ce a făcut Nea Radu în prima parte a traseului de la Cheile Grădiștei. Că mașina este greu de recuperat, prin simplu fapt că traseul fiind foarte îngust nu prea îți permite loc de greșeală și în momentul în care mașina a început să gliseze sau să plece de spate, nu mai ai nicio șansă să o prinzi. Mergem mai departe și povestim despre urcările de concurs. În urcările de concurs clar a fost o luptă clară între Lucian Răduț, Hora Lucien. Am făcut prima urcare de concurs. Foarte mișto că începe lumea să se adune pe traseu. Și acum mergem să urmărim principalii candidați, să vedem. Emil Nestor, Costi Stradnic și Mihai Leu. Cam asta a fost și pronosticul meu. Tindeam să cred că etapa asta va fi câștigată de un turism, dar odată cu prima manșă de concurs, după ce au urcat primii, cel mai bun timp a fost pus surprinzător de Emil Nestor. Bravo, man! Bravo, frătiuc! 4-6 ai venit, man! 4-6, ești nebun la cap! Bravo! El fiind la bordul unei mașini spectaculoase, o Norma, și a reușit să ne surprindă într-o totul cu timpul obținut, reușind să bată și cel mai bun timp de sâmbătă al lui Lucian Răduț. Partea mai puțin fericită este că Lucian a fost scos din concurs prin intermediul unei ieșiri în decor spectaculoase, chiar în ultimul viraj al competiției. Vă pun aici câteva imagini. Am reușit să-l filmăm în momentul în care coborâm, că lumea încerca să-l scoată de acolo. Asta e
motorsportul. Sunt sigur că până la următoarea etapă Lucian va repara mașina și se va întoarce la start. Așadar, după prima urcare de concurs, clasamentul arăta în felul următor. Primul loc era ocupat de Norma lui Nestor, pe 2 a venit Hora Lucien, pe 3 Mihai Leu și pe 4 Costi Stradnic. Partea tare este că în urcarea a doua de concurs a fost o nebunie curată. Știu că Hora Lucien a descoperit că avea o problemă la mașină, chiar dacă nu ți-ai putut imagina. El nu folosea benzina cu care era obișnuită Lola și a avut niște probleme și a rezolvat problema doar în ultima urcare de concurs. Și a avut un timp foarte bun, chiar surprinzător, chiar dacă a avut și o problemă pe traseu. Dar hai să vă povestesc un pic despre locul 3. Locul 3 se disputa între Costi Stradnic și Mihai Leu. Toate urcările până la ultima urcare au fost câștigate de Mihai Leu. Doar ultima urcare, Costi Stradnic a găsit asul din mânecă și a reușit să pună un timp impresionant, în așa fel încât să îi ia locul 3 lui Mihai Leu. Mai aici mi se pare o luptă foarte tare. În ultima perioadă, sunt sigur că e un pic greu pentru Mihai Leu să facă față atacului lui Costi Stradnic, chiar dacă anul trecut, știu că și anul trecut a fost o luptă între ei. Mă, nu știu cum găsește în ultima urcare Costi Stradnic forța necesară să îl lovească pe Mihai în așa fel încât să ia locul 3, care clar este un loc foarte bun pentru mașinile despre care vă povestesc. Deci pe locul 3 a terminat Costi Stradnic, pe 4 a terminat Mihai Leu și pe 2 a terminat Hora Lucien la 0,075 sutimi de locul 1. Locul 1 a fost ocupat de Emil Nestor. Îți spun câteva imagini aici cu el exact după ce a terminat cursa. A fost extraordinar, sunt sigur că și pentru el a fost surprinzător. Tu de pui mei, man! Băi, nebun! Ai bătut la 0,0076. Bravo! 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 Deci, ai venit acum 56. Da. Ți-a dat 1,1 și au rămas 75 de mii. Nici nu știi să le citești, mă, alea, mă. Dar știi cum am pus frână? Asta e prima la general, nu? Da. Bravo. Și final de cursă nebun aici la cheile Grădiștei. Câștigătorul este Emil Nestor. Pentru prima dată obține victoria clasamentul general la 0,075. Aia înseamnă 75 de sutim sau ceva de genul de Hora Lucien. A fost la limită cu totul, dar ne bucurăm pentru Emil că a făcut super treabă. Partea tare și nebunia de la ultima urcare a fost că Emil a ratat una dintre zonele de frânare. Îți pun aici o imagine în care a fost foarte aproape să piardă competiția și să nu mai reușească să câștige trofeul Cheile Grădiștei. Competiția s-a terminat la 75 de sutimi, după cum vă povesteam, o luptă extraordinară și astfel primul câștigător de la Cheile Grădiștei este Emil Nestor. Ca o paranteză, Emil reușește pentru prima dată o victorie în clasamentul general a acestei competiții. Din punct de vedere a evenimentelor mai puțin fericite, e așa, cu două tăișuri, pentru că mașina nu s-a stricat, n-a stricat mare lucru, dar a avut o ieșire în decor spectaculoasă, să-i spunem noi. Eu zic că una dintre cele mai frumoase mașini ce se află la start. Dacă o să vii la următoarele competiții, următoarea etapă o să fie la Poiană, o să fii de acord cu mine că mașina aceasta este cu adevărat spectaculoasă. Hai să spun câteva imagini să vezi cam ce a făcut Călin acolo.
Au fost foarte multe momente spectaculoase acolo. A fost o etapă cu adevărat specială. În acest sfârșit de săptămână vom merge la un eveniment făcut de către colegii noștri de la PAN, destinat mărcii BMW. Ne vom vedea la Focșani, mai exact. Dacă ești din Focșani, sunt sigur că o să facem un meeting acolo, în așa fel încât să ne cunoaștem și să facem un material destinat acestui eveniment, așa că rămâi aproape de Vroom Vroom Vlog. Astăzi îți spun materialul acesta, mâine o să spun un material dedicat echipei Kaufland Air Rally Team, să vezi cam ce am făcut noi acolo. Sunt sigur că o să-ți placă și materialul respectiv. Eu am fost Mihai Beldietu, astăzi ai urmărit Vroom Vroom Vlog, am povestit despre cupa, cheile, grădiștei și până la următorul episod, ce probabil va fi mâine. Nu uita! Iubiți-vă mult! Mașinile! Pa, pa!